Scandal cu pistol și bâtă în Târgu Jiu. Mascații au intervenit de urgență după ce mai mulți romi au amenințat angajații și patronii unui magazin. De la ce a pornit totul? Aflăm chiar acum de la colega noastră, Luiza Nuțu. Bună seara, Luiza! Bună seara, doamnelor și domnilor! Totul a pornit de la o comandă de mobilă livrată în urmă cu mai mult timp unor rom din Târgu Jiu. Ieri patronul a sunat să-și recupereze factura scadentă, iar acum s-a trezit cu mai multe persoane în magazin. Discuțiile au degenerat, iar unul dintre scandalagii le-a arătat un pistol și ar fi amenințat pe doi angajați și pe patron. Aceștia au sunat la 112 și în scurt timp la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și mascați. Au fost momente de panică pentru că oamenii s-au temut pentru viața lor. Romii spun însă că și ei ar fi fost atacați cu o bâtă de către patron. Mai multe persoane au fost ridicate de polițiști și duse la audieri.